Vali, primul antrenament a Mureșului Vințul de Jos, echipa care e președinte ești, un nou cuplu de antrenori, Mihai Manea și Raul Oargă. După un an care, așa cum s-a spus și Mihai înainte să înceapă antrenamentul, ați început bine, ca dintr-un, ați terminat mai puțin. Cum a fost anul trecut și ce urmează în sezonul care va începe în mai puțin de o lună? Da, am avut un sezon destul de greu, la urmă am încheiat chiar cu o clasare destul de incomodă, locul 10. Bine, a fost un sezon de acomodare pentru noi, asta e, mergem mai departe. Bineînțeles, venituri mari cu un nou lot, cu un nou staff pe care îl avem aici pentru primul antrenament astăzi, Mihai Manea și Raul Oargă. Ne gândim să avem un sezon mult mai bun, cu o clasare ca obiectiv locurile 1-5 și cu speranța ca în finala, ca în Cupa României, să ajungem cel puțin în finala pe județ. Baza este foarte frumoasă, una dintre cele mai cochete din județ. Un cuplu de antrenori tineri care vor să facă performanță, tu un președinte tânăr care vrei să faci performanță, de ce ar avea nevoie echipa din Vinț pentru ceea ce ai spus tu, aș îndeplini obiectivele și pentru a mulțumi spectatorii care anul trecut au umplut tribuna. Și acum că nu vreau să vă scot pe voi din despre modul cum a jucat, mai ales în retur, dar probabil a contat foarte mult faptul că ne retrogram nicio echipă. Poate și jucătorii au lăsat-o mai mare, s-au relaxat. Deci ce ar trebui îmbunătățit față de anul trecut? Da, o mare problemă în sezonul încheiat a fost că, neavând un obiectiv de a rămâne în Liga 4, să zic, fără nicio echipă retrogradată, jocul a slăbit, mai ales în retur, deși am început bine în retur cu victorii, cu două victorii, cu Arena și una Mureș. Pe urmă, jocul nostru a decăzut și rezultatele au fost mai slabe. Asta e. Până la urmă ne-am dat seama că e nevoie de o schimbare și am venit aici. Am început cu un nou staff tehnic și ne gândim la câțiva jucători. Avem 2-3 deja, 2-3 achiziții și mai avem pe listă câțiva. Încercăm să facem un lot mult mai competitiv. Bineînțeles, vrem și un pic de sprijin financiar, așteptăm un sponsor toi care sunt acum în perspectivă și să spunem că până la urmă vom încheia colaborare. Eu ce să zic, știu că nu poți să ne dai nume, nici nu trebuie până nu se semnează, dar din ce am văzut, se pare că aici la Vinț se va construi o echipă care va pune multe probleme în sezonul care va debuta în weekendul 16-17 august, deci în mai puțin de o lună. Vali, ce să zic, îți doresc succes și sper ca ceea ce îți propui acum să și devină realitate. Da, mulțumesc.